Reducerile de 50 și 75% de procente la procurarea Poliției de Asigurare Obligatorie de Asistență Medicală au fost prelungite cu încă 17 zile. Fundatorii de întreprinderi individuale, arendașii, arendatorii, alți cetățeni care nu sunt angajați și nu sunt asigurați de guvern, achită până pe data de 17 aprilie suma de 2028 de lei în loc de 4056 de lei. Proprietarii de terenuri agricole și pot asigura riscul financiar în caz de îmbolnăvire cu 1014 lei, achitând doar 20 35% din prima medicală la agențiile teritoriale ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Până pe 17 aprilie prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă poate fi achitată la oficiile poștale sau la agențiile teritoriale ale CNAM.